Vă rog să ocupați locurile. În seara aceasta, pentru că e ultima duminică din luna aceasta, încheiem studierea cărții Neemia. Așa cum bine știm, păcatul a făcut ca neascultarea poporului Israel să îi ducă la 70 de ani de robie babiloniană. Stau și mă gândesc că cuvântul acesta parcă astăzi nu mai sună atât de frumos, păcat. Dar priviți la poporul Israel, pentru că păcatul a avut consecințe și n-a fost mici. Consecințele au fost mari, 70 de ani de robie babiloniană. Și după acești 70 de ani, poporul începe să se întoarcă înapoi acasă. Și prima dată o face prin mai multe etape. Prima dată vine prin Zorobabel, că el vine o parte dintre popor și rezidește cetatea, rezidește templul. A doua grupare vine cu Ezra, care rezidește altarul. Și mai erau zidurile, erau încă dărâmate, erau la pământ, porțile nu erau puse. Și la un moment dat vine Hanania, unul din frații lui Neemia, și îi spune: în țară nu este bine. Am stat și m-am gândit la omul acesta care, cu siguranță, cei mai mulți dintre noi în viață dorim să ajungem la un apogeu, nu-i așa? Dorești și ținta poate a fiecare dintre noi sau a celor mai mulți este să ajungi cât mai sus în viață, în cariera ta, în părțile materiale. Și am stat și m-am gândit la omul acesta, la Neemia, care cred că a fost locul care a putut să fie cel mai sus, unde putea să ajungă el, să fii omul care să-i dai vinul la împărat. Înainte ca împăratul să guste din vin, să ai tu privilegiul acesta. Înainte ca împăratul să guste din mâncare, prima dată să spui împăratului: împăratul, mai așteaptă puțin pentru că n-am gustat suficient, mai trebuie să gust odată și apoi împăratul să aibă acces la ea. Dar ce vedem în cartea omului acesteia este că este omul care se roagă. Dacă stați să vedeți în toată cartea lui Neemia, omul acesta, la fiecare moment al vieții, la fiecare etapă pe care o face, face rugăciuni. Și îmi pun întrebarea și poate aș dori să spui și tu întrebarea în seara aceasta: sunt și eu un om al rugăciunii? Ești și tu un om al rugăciunii? Pentru că pentru cei mai mulți, în zilele în care trăim, rugăciunea, știți ce a ajuns pentru noi? A ajuns o corvoadă. A ajuns o greutate atât de mare. În loc să fie o bucurie, în loc să fie un privilegiu pentru fiecare dintre noi, pentru că e Dumnezeul care 24 din 24 stă, este gata să mă asculte și să te asculte. Pentru foarte mulți dintre noi, rugăciunea a devenit plictisitoare, a devenit ceva greu. Și aceasta ar trebui să privim fiecare în viața noastră. Cum este viața noastră de rugăciune? Spune Scriptura că omul acesta a avut o viață de rugăciune și în momentul în care a aflat aceste lucruri, ce a făcut omul acesta? A plâns, l-a durut? Pentru că ca să poți să faci ceva, iubiților, în biserica aceasta, în familia ta, în viața ta de zi cu zi, nu poți să faci nimic dacă nu ai prima dată compasiune pentru cel de lângă tine, pentru fratele tău, pentru soarta ta căzută, pentru cel ce este la pământ. În momentul în care ai compasiune și te pui la îndemâna lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu te poate folosi și mă poate folosi. Fiecare dintre noi, iubiților, trebuie să fim un Neemia. Fiecare dintre noi în biserica aceasta, în familia în care te-a așezat Dumnezeu, trebuie să fie un Neemia, un om care își trăiește viața în sfințenie, un om care nu se mulțumește doar să... Gândiți-vă la un lucru, iubiților. A ajuns la cel mai mare nivel în viață pe care putea să-l ajungă. Și omul acesta putea să fie mulțumit. Mi-am îndeplinit obiectivul, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la nivelul la care nu mi-am imaginat vreodată să ajung și putea omul acesta să stea foarte liniștit și foarte relaxat. Știți cum se încheie capitolul 1 cu ultimul verset? Pe atunci eram paharnicul împăratului. Știți ce spune lucrul acesta, iubiților? În viața unui creștin, cele mai mari privilegii și cele mai mari mulțumiri pe care le poate aduce ceva în viața ta, nu este nivelul la care ai ajuns din punct de vedere material. Pentru că poate în viața aceasta ți-ai pus în gând să-ți faci o casă și cu ajutorul Dumnezeu ai reușit să o faci. Ți-ai pus în gând să-ți cumperi o mașină și cu ajutorul Dumnezeu ai reușit să o cumperi. Ți-ai pus în gând să faci o anumită școală și Dumnezeu te-a ajutat să faci lucrul acesta. Omul acesta a ajuns la cel mai înalt nivel și a spus:
Pentru că Dumnezeu m-a pus în locul acesta, m-a pus cu un scop. Și știți care a fost scopul? Să fie în frunte pentru poporul lui. N-a fost mulțumit din punct de vedere material că a ajuns la un nivel sus. Și a spus, pentru că Dumnezeu a hotărât și datorită lui am ajuns aici. Vreau să mă pun la îndemâna lui acum pentru poporul meu. Pentru cei ce sunt căzuți, pentru cei ce nu mai au, în aceste momente, nu mai au putere, Dumnezeu m-a pus ca să merg în față. Și ce am observat din viața acestui om? Noi de atâtea ori folosim vorbe și folosim cuvinte multe. Și practica nu se vede în viața mea și nu se vede în viața ta. Omul acesta, știi ce spune Scriptura despre el în capitolul 6, cu ultimul verset? Că era vorbit de bine. Îmi pun întrebarea ca și slujitor și ca și membru în biserica aceasta. Sunt un om vorbit de bine? Pentru că poate că ești mulțumit că cânti frumos. Poate ești mulțumit că ai făcut o școală și vorbești bine din cuvântul lui Dumnezeu. Dar oare tu și eu sunt vorbit de bine de cei din jur? Totdeauna am constatat și am ajuns la concluzia că un om al lui Dumnezeu, un om care trăiește viața cu Dumnezeu, iubiților, trebuie să aibă o viață de rugăciune. Dar viața aceasta de rugăciune trebuie să-mi transforme mie viața și trebuie să-ți transforme ție viața. Gândiți-vă că pe vremea aceea, dacă cineva vrea să omoare un împărat, știți ce făcea? Omul care dădea paharul împăratului putea să fie corupt. Și omul acesta, Neemia, știți ce a avut? A avut caracter. A fost un om integru. Împăratul a căutat un astfel de om și a pus cea mai mare încredere în el și cea mai mare bază. Pentru că omul acela avea siguranță. Știți de unde avea omul acesta caracter? Din relația pe care o avea zilnică cu Dumnezeu. Să știți că cele mai mari experiențe pe care le poate experimenta un creștin, știți unde sunt? Sunt acolo jos pe genunchi. Pentru că acolo te zdrobești. Acolo îți dai seama că ceea ce nu poți tu face, poate Dumnezeu să facă. Acolo Dumnezeu vrea ca toate resursele noastre și toată puterea în care ne încredem noi să o lăsăm jos. Și să vedem că ceea ce noi nu putem face, Dumnezeu poate să facă. Când vezi lucrurile mari în viața ta, îl vezi pe Dumnezeu mic. Când vezi lucrurile mici în viața ta, îl vezi pe Dumnezeu mare. Omul acesta, dincolo de toate barierele și de toate obstacolele pe care le-a avut în viață, știi ce a făcut? S-a pus la îndemâna lui Dumnezeu și a spus Domnului, Doamne, eu știu că ești un Dumnezeu plin de bunătate și un Dumnezeu plin de îndurare. Poporul a păcătuit, noi am păcătuit, s-a identificat cu păcatul, dar spune Scriptura că dacă mă iubiți și dacă vă întoarceți să păziți poruncile, Dumnezeu este un Dumnezeu gata să ierte și este un Dumnezeu gata să ridice. Ești omul acela care ești gata să vii cu pocăință la picioarele lui Hristos în seara aceasta, să spui Domnului, Doamne, eu am păcătuit, pentru că să știți că nicăieri în Scriptură Dumnezeu nu își va face lucrarea până nu există mărturisire. În momentul în care există mărturisire și pocăință adevărată, Dumnezeu poate să lucreze cu tine și poate să lucreze cu mine. Sunt eu gata să vin în seara aceasta să mă mărturisesc Domnului, să mă identific și eu cu biserica aceasta? Că poate de multe ori spun și spui, nu merg lucrurile în biserica aceasta datorită lui X, datorită cu tare, datorită lucrului cu tare, dar sunt și eu gata în seara aceasta să mă identific cum s-a identificat Neemia, cu toate că el era un om integru și era un om de caracter, nu păcătuise, dar se identificase cu păcatele părinților lor, se identificase cu păcatele generației care trecuse și a spus Domnului, Doamne, noi am păcătuit. Și Dumnezeu a privit cu bunătate, a privit cu milă. În momentul în care te întorci la Dumnezeu cu sinceritate și cu pocăință, Dumnezeu este atât de mare și de glorios, că este gata să te ridice, este gata să mă ridice. Dar lucrul acesta trebuie să vină cu pocăință și cu părere de rău. Iubiții Domnului, am stat și m-am gândit că cei mai mulți dintre noi, când am venit în țara aceasta, am venit cu o viziune, am venit cu un plan, nu-i așa? Te-ai gândit pentru familia ta, te-ai gândit pentru copiii tăi, te-ai gândit de unde ai pornit și unde vrei să ajungi. Aș dori ca în seara aceasta să ne punem fiecare întrebarea. Dumnezeu te-a creat cu un scop, te-a mântuit cu un scop. Știi care e planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta? Știi ceea ce dorește Dumnezeu de la tine în biserica aceasta și în familia în care te-ai așezat? Ce vrea Dumnezeu să faci pentru El? Priviți că din punct de vedere material știm atâtea lucruri să facem, dar când e vorba pentru suflet, când e vorba pentru partea interioară, oare ne doare? Oare mai auzim vocea lui Dumnezeu care în seara aceasta te cheamă și spune
te-am scos din lumea aceasta ca să te folosesc în biserica aceasta, în familia în care ești, ca să te ridic, ca să încurajezi, ca să fii o binecuvântare pentru cel de lângă tine. Ți-ai pus întrebarea și mi-am pus întrebarea, la ce te-a chemat Dumnezeu? Ce vrei să faci pentru El în via Lui, în biserica aceasta? Pentru că nu e suficient să mă bucur doar de lucrurile materiale, să spun, sunt binecuvântat și atât. Ar fi putut să spună și Neemia cu atâta ușurință. Dar a spus, doar lucrurile acestea materiale nu mi-aduc bucurie în viață. Este bucuria de scurtă durată. Te bucuri de lucrurile acestea pământești o lună, două, trei și după ce te obișnuiești, nu îți mai aduce satisfacție, nu îți mai aduce bucurie. Bucuria care ți-o aduce Dumnezeu nu poate fi înlocuită cu nimic. Aș dori ca în seara aceasta să spui și să-mi pun întrebarea. La ce m-a chemat Dumnezeu? M-a mântuit cu un scop. A trasat o cale pentru fiecare dintre noi. Știu calea care a trasat-o Dumnezeu pentru mine? Știi calea care a trasat-o Dumnezeu pentru tine? Pentru că Dumnezeul bucuriei și Dumnezeul mântuirii nu m-a mântuit doar ca să umplu și eu un loc în biserica aceasta, ci m-a mântuit ca să fiu o uneltă în mâna Lui, să fiu un vas folositor, un vas de cinste în biserica aceasta. Îmi pun întrebarea și spui întrebarea. Știi care este locul tău în trupul lui Hristos în biserica aceasta? Pentru că m-a așezat și te-a așezat cu un scop, ca să-L slujești și să fii un vas folositor Lui. Puneți întrebarea și îmi pun întrebarea. Care e viziunea lui Dumnezeu cu privire la tine și care e viziunea lui Dumnezeu cu privire la mine? Pentru că mântuirea pe care mi-a dărit-o și ți-a dărit-o este darul lui Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi, așa cum a fost omul acesta Neemia, ar fi putut să fie nepăsător. Eu sunt departe, erau 950 de kilometri distanță. Ar fi putut să spună Neemia, eu vă dau ordine, dar ce și-a spus? Neemia n-a spus înainte, Neemia a spus după mine. Neemia n-a spus rugați-vă, ce a fost primul care s-a pus pe genunchi și s-a rugat. Fie ca Dumnezeu în seara aceasta, prin Duhul Sfânt, să pună în fiecare dintre noi dorință de rugăciune. Dacă ți-ai pierdut această bucurie de a sta în părtășie și de a sta să ai o relație personală în rugăciune cu Dumnezeu, Dumnezeu prin Duhul Sfânt să te-o aprindă în seara aceasta. Dacă nu știi ce viziune are Dumnezeu pentru tine în biserica aceasta și pe drumul acesta al vieții, roagă-L pe Dumnezeu în seara aceasta și spune, Doamne, te rog frumos, arată-mi care e planul Tău cu privire la viața mea, pentru că doresc ca voia Ta să se facă, doresc ca Tu să mă conștientizezi de ceea ce vreau, de ceea ce vrei Tu să faci pentru mine și Dumnezeu să ne ajute fiecare dintre noi să fim oameni care, cum a fost în Neemia, să fii un indicator pentru cel de lângă tine. Dumnezeu să vă ajute fiecare dintre dumneavoastră să fiți oameni care să vă așezați în mâna lui Dumnezeu și El să vă călăuzească viața și pașii și fiecare dintre noi să putem să fim folositori celuilalt. Dumnezeu să ne ajute. Aș dori să ne rugăm și să ne rugăm Domnului, să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului în direcția aceasta. Amin.